de câștigat pentru vreo echipă vizitatoare. Ceahlăul era foarte puternică pe teren propriu. Sigur, de atunci și cu ajutorul arbitrilor sau cu un joc foarte dur, nu a fost cazul în acest meci. Arbitrul a condus imparțial, iar Ceahlăul a jucat încântător. Aici îl vedem pe Patrick Petre! Gol de 4-0, marcat de Patrick Petre pentru Ceahlăul. În meciul precedent, în prima etapă de campionat, Patrick Petre a dat pasă decisivă la reușita lui Ciobanu. Ei bine, acum Patrick Petre înscrie chiar el. Patrick Petre, care era dus aici la Piatra Neamț de tatăl său, de Florentin Petre, antrenorul cu care Ceahlăul a început sezonul trecut în Liga a III-a. Patrick Petre, sau Mihai Petre, cum este trecut aici pe grafică, vedem primind acest balon în poziție regulamentară, o minge foarte lungă, foarte bine demarcat Patrick Petre, care cu piciorul stâng îl învinge pe Mario Contra. 4-0 pentru Ceahlăul, cel mai mare rezultat din această ediție de campionat până acum, acest 4-0 pe care Ceahlăul are cu CSM Reșița. Nu există vreun alt meci până acum care să fie înregistrat o asemenea diferență de scor. Iar la marginea terenului este pregătit să intre pentru Ceahlăul Cristian Copoț Barb. Ofertă din partea lui Lascu, însă balonul a fost respins de cei de la